Hello guys și bun venit pe canalul meu! Acum câteva zile am participat la lansarea celor mai noi telefoane, Motorola din gama Edge30 de la Milano. Un eveniment plin de culoare la care mă bucur foarte tare că am fost invitată, iar în mâinile mele se află unul dintre modelele abia lansate. Este vorba despre Motorola Edge30 Neo, culoarea Very Perry, iar în acest video urmează să aflați mai multe despre el. Dar înainte de toate, hai să ne uităm împreună la cutia în care vine telefonul și bineînțeles la accesoriile pe care noi le primim în pachet. Și anul acesta Motorola și-a propus să folosească materiale reciclate pentru realizarea acestei cutii, astfel încât să poată să reducă impactul pe care producția în general o are asupra planetei. Însă nu a eliminat din pachet încărcătorul, așa cum mulți alți producători au ales să o facă, ceea ce rămâne bineînțeles un avantaj foarte mare pentru utilizatori. În continuare, în cutie, pe lângă telefon, bineînțeles, găsim cheița pe care o vom folosi atunci când vrem să scoatem sau să introducem un SIM, un scurt ghid care să ne ajute la început să folosim corespunzător telefonul, are parte inclusiv în limba română, deci s-ar putea să vă fie foarte folositor pentru că veți afla o grămadă de informații utile din acest manual. Avem mai departe informațiile juridice de siguranță și reglementare. O husă. Și știu că poate să pară o simplă husă, dar mie mi-era dor de genul acesta de husă din plastic, inclusă în pachet, care se potrivește foarte bine pe telefon, arată grozav și ne ajută să-l ținem protejat de fiecare dată. Și spre deosebire de husele acelea mai voluminoase de cauciuc, aceasta mi se pare mult mai slim și arată mult mai bine pe telefon. În continuare, ce mai găsim în pachet este cablu de încărcare, cablu ce vine cu mufă USB-C la USB-C, un încărcător ce vine cu o putere de 68W, despre care vom povesti pe parcurs. Și asta este tot ceea ce primim în pachet. Motorola Edge30 Neo are o greutate de 155 de grame și o grosime de 7,75 mm. Vine cu un display de 6,28 inch OLED, refresh rate la 120 Hz și un screen to body ratio de 87,5%, rezoluție 1080 cu 2400 pixeli. Iar mie îmi place tare mult cum se simte în mână. E un telefon relativ micuț dacă ne raportăm la aproape orice dispozitiv de pe piață, însă cu un display suficient pentru majoritatea utilizatorilor din punctul meu de vedere. Se simte premium datorită faptului că materialele utilizate sunt unele de calitate. Avem în spate de sticlă și telefonul vine cu rezistență IP52, ceea ce se traduce prin rezistență la praf și la strop de apă. Pe partea dreaptă găsim butoanele de volum și cel de pe care blocăm sau pornim și închidem telefonul, imediat sub. Și mie mi se pare că poți să ajungi foarte ușor la aceste butoane, chiar și dacă ai o mână așa mititică cum este a mea. Iar în partea inferioară avem tăvița pentru SIM-uri, slotul pentru încărcare cu mufă USB-C, difuzoarele stereo și un microfon, iar cel de-al doilea microfon este situat în partea superioară. Telefonul vine cu Android 12, vine cu 8GB RAM și îl găsim disponibil în două variante de stocare internă, 128 sau 256GB. Iar mie mi se pare că se mișcă foarte bine cam în orice activitate, inclusiv la jocuri ceva mai solicitante. Nu se încălzește excesiv, nu se blochează și nici nu se mișcă greoi. Vine cu un chipset Snapdragon 695 5G pe 6 nanometri și nu permite adăugarea unei card microSD, deci alegeți cumva cu grijă dintre cele două variante de stocare internă să nu vă treziți că nu o să aveți suficient spațiu. Un alt detaliu important îl reprezintă camerele principale și avem un modul care cuprinde o cameră wide de 64 de megapixeli cu tehnologie quad pixel și stabilizare optică a imaginii și una ultra wide de 13 megapixeli cu autofocus. În aplicația camerei găsim disponibil un mod ultra-res care ne permite realizarea fotografiilor la rezoluția maximă despre care tocmai vă spuneam, un mod pentru portret, un mod din care să ne putem face propriile setări dacă vrem să obținem poze reușite, un mod panoramă, unul de noapte, dar și captură duală care permite utilizarea simultană a camerei principale împreună cu cea de selfie. Pozele sunt reușite, mai ales dacă avem lumină naturală suficientă disponibilă, însă cel mai bine ar fi să vă las pe voi să vedeți cum arată pozele pe care eu le-am făcut cu el în această perioadă. I know what you need, I would bleed for you, but you're taking somebody home. I know I need to move on, I need to be strong, but I don't wanna go alone, no, no.
privește partea video, acest telefon poate filma 1080 la 30 sau 60 de cadre pe secundă. Deci filmarea 4K nu o vom găsi disponibilă pe acest model din gama Motorola. Camera de selfie este una wide de 32 de megapixeli cu aceeași tehnologie Quad Pixel, care filmează 1080 la 30 de cadre pe secundă, iar selfie-urile pe care le-am făcut în această perioadă sunt decente, potrivite pentru postat pe social media. Un detaliu important pe care a pus accent Motorola îl reprezintă încărcarea rapidă Turbo Power la 68W, cu încărcătorul inclus în pachet, iar bateria este una de 4020 mAh. Și nu e o baterie mică deloc, iar pentru mine a rezistat vreo 2 zile de utilizare normală, ceea ce am văzut destul de rar în ultima perioadă. În plus, pentru cei care preferă încărcarea wireless, aceasta este disponibilă și se face la 5W. Are și un senzor de amprentă integrat în display, senzor care se mișcă impecabil de fiecare dată. Vine și cu difuzoare stereo duale, cu sunet oferit de Dolby Atmos și este disponibil în 4 culori superbe. Very Peri, cel din mâinile mele, Black Onyx, Ice Palace și Aqua Foam. Nu pot decât să mă bucur să văd că Motorola revine în forță cu telefoane la prețuri accesibile, fără să uite însă să pună accent și pe performanță. Iar eu, sincer, abia aștept să văd cum va evolua în continuare. Eu am fost Mișii și vă pup cu dragă!